La școala generală Jarko Zrenjanin din Novi Sad a avut loc ședința cu părinții care vor să-și înscrie copiii la orele opționale de limba română cu elemente ale culturii naționale. Trebuie să-mi exprim fericirea că am reușit să reîntoarcem în Novi Sad aceste cursuri. Acum avem din nou condiții, avem un număr foarte mare de copii care sunt români și care doresc să învețe această limbă. În total sunt anunțați până în prezent 27 de copii. Se va lucra în două grupuri, ciclu 1-4 și ciclu 5-8. Profesoara, după cum ați aflat, este doamna Marina Ursu și sper că dă tot de la ea ca să mențină aceste cursuri și să o îndrăgească copiii. Mi-e tare fericit de că prima dată am clasă aici și pot să învăț literatura română și să știu mai bine, că o să-mi trebuie odată. Acest proiect este realizat la inițiativa părinților și de către Consiliul Național Departamentul pentru Învățământ.